Festivalul concurs Ponoare Ponoare a ajuns la 17-a ediție, a avut loc în acest sfârșit de săptămână în frumoasa comună Ponoarele. Pe scenă au evoluat 22 de concurenți veniți din multe zone ale țării. Să cânte în fața juriului și a publicului din Mehelinți, însă unul singur a ieșit câștigător, trofeul de anul acesta ajungând tocmai la Sălaj. Primarul comunei, Georgică Pătrașcu, dorește prin astfel de evenimente să ducă mai departe tradițiile neamului românesc. Bine ați venit, oaspeții noștri mici și mari, deopotrivă! Îmi doresc ca acest festival să-și deschidă ferestrele către sufletele dumneavoastră și să creeze o simbioză între locuitorii acestor locuri și dumneavoastră. Ponoarele este o comună mică și acest lucru nu ar fi putut fi posibil fără sprijinul necontenit și necondiționat al Consiliului Județean Mehedinți. Bineînțeles, prin sprijinul domnului președinte Radin Georgescu, căruia îi mulțumim. Declar deschisă cea de-a 17-a ediție a Festivalului Concurs de Folclor Ponoare Ponoare și urez succes concurenților care vor evolua în această seară pe scenă. Într-un colț în care liniștea, aerul curat și priveliștea de o frumusețe desăvârșită îți taie răsuflarea, în comuna Ponoarele din județul Mehedinți a avut loc festivalul concurs Ponoare Ponoare, care se identifică cu zona de nord a județului Mehedinți, pe care o promovează și o ține în sufletele participanților, dar și ale turiștilor veniți la spectacol. Mii de oameni au fost în cele două zile în Poiana din Ponoarele, pentru a se bucura de vocile concurenților, dar și de cele ale artiștilor consacrați ai zonei. Pentru prima dată la acest festival, l-am mai urmărit la televizor, dar sunt binevenite deoarece păstrează tradițiile, aduc în fața publicului momente din zonă, costume din zonă. Organizarea este bună. Se pare un lucru bun faptul că se păstrează tradițiile? Da, este un lucru foarte bun. Zona noastră aici, deci zona de munte, cum ar veni, zona de nord a Mehedințului, este chiar ceva foarte frumos. Deci e bine. Domnul din imagine ne spune că a venit tocmai din Banat pentru a urmări live festivalul, pe care până acum l-a vizionat doar din fața micilor ecrane. Foarte frumos. E lume multă, extraordinar. Eu chiar ne bucurăm. Este pentru prima dată când veniți? A fost aseară. E a doua oră, dar e minunat, e minunat. Ne place. De unde veniți dumneavoastră? Vin din Banat, bănățean în țoalele mele. Și cum ați venit tocmai din Banat aici în Mehedinți, la Ponoare? Am auzit de festival, am văzut pe internet că se ține festivalul, e bine, ne bucurăm. Peisaje frumoase, totul minunat, organizare bună, e foarte frumos. Portul popular e minunat aici, e cunoscut în toată zona Mehedinți, Zverna, e văzut în toată țara asta, e cunoscut, da, ne bucurăm mult. Veți mai reveni și anul viitor? Da, sigur. Bine că vin cu prieteni. Anunț mai mult că ce am văzut eu aici chiar e super bine. Frumos. Eu sunt din zonă, adică bine. La câțiva acum, la Bala, dacă știți cum este zona. Îmi place. Mai vin la Sărbătoarea Iliacului. Veneam de când eram copil la Sărbătoarea Iliacului. E o zonă frumoasă. Ce părere aveți totodată de faptul că se păstrează tradițiile aici în județul Mehedinți? E foarte bună. Asta chiar mă bucură. Eu chiar de asta vin în zona. Chiar și la Sărbătoarea Iliacului rar lipsesc. Pentru că dacă am crescut în zonă, vă dați seama. Eu de când eram copil, la mine de la Bala, eu veneam pe jos. Deci nu pe alt drum, nu pe aici, pe Baia de Ramă. E un drum prin munte pe acolo. Pentru mine e ceva
Totodată considerați că acest festival reprezintă o rampă de lansare pentru tinerele talente? Da, fără discuție, fără discuție. Mai ales că aici, în zona asta, sunt foarte multe talente. Printre cei care au venit să urmărească spectacolul s-au aflat și mulți tineri care nu au uitat tradițiile din zona de nord a județului Mehedinți. Mi-mi plac tarabele, îmi plac gogoșile de aici și... Dacă nu vii, da. De unde vii tu? De la Gheorghești. Pare foarte frumos pentru că se menține tradiția din an în an și în zilele noastre încă se face așa ceva și îmi place foarte mult. Pe scenă au evoluat 22 de concurenți, veniți din multe zone ale țării, să cânte în fața juriului și publicului din Mehedinți. Tineri din Dâmbovița, Sălaș, Alba, Argeș, Prahova, Botoșani, Gorj, Dolj, Olt, Giurgiu și Mehedinți, care au fost acompaniați de ansamblu profesionist Danubius, din cadrul Centrului Cultural Nichita Stănescu al Consiliului Județean Mehedinți. De asemenea, la eveniment, alături de primarul comunei, Georgică Pătrașcu, au participat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, parlamentarii PSD Liviu Mazilu, Alin Chirilă și Cornel Folescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a sprijinit ca de fiecare dată astfel de evenimente, deoarece reprezintă o promovare a zonei de nord a județului Mehedinți, atât de plină de tradiții și obiceiuri. Bună seara tuturor! Fie că sunteți locuitori ai comunei Ponoarele, fie că sunteți locuitori ai localităților învecinate, fie că sunteți turiști, veniți să vă petreceți câteva zile de vacanță în comuna noastră dragă, Ponoarele. Iată că acest festival, Ponoare, Ponoare, a ajuns la 17-a ediție. Acest festival, de la an la an, este din ce în ce mai căutat. Pe de o parte de tinerii artiști, care vor să cânte pe această scenă și să se lanseze la festivalul nostru de la Ponoarele, dar în același timp este căutat și de din ce în ce mai multă lume. Și veți vedea peste o oră, două, că acest spațiu este neîncăpător, așa cum vom constata de fapt și mâine seară. Vă urez tuturor să vă distrați bine, să vă simțiți bine la Ponoarele, această comună extraordinară, o comună primitoare, cu un primar gospodar, un primar care știe ce înseamnă să muncească pentru comunitatea ponoreană, să ridice nivelul de trai și lucrul acesta se constată de la an la an. Un primar care, bineînțeles, este susținut și de Consiliul Local, dar și de oamenii din această comună atât de dragi mie. Ponoare, Ponoare este o rampă de lansare pentru mulți tineri care au potențial pentru o carieră frumoasă în muzica populară și este un eveniment de suflet al lui Georgică Pătrașcu, un primar gospodar și un om profund atașat de valorile noastre autentice, pe care le duce mai departe prin organizarea acestui festival în fiecare an. Sunt pe deplin satisfăcut de evoluția festivalului, cea de-a 17-a ediție, care tocmai în seara aceasta, seara de gală, ne apropiem de final. Concurenții au fost de înaltă valoare și ținută și s-au prezentat pe scenă, bineînțeles cu sprijinul orchestrei care a fost la înălțime în cele două zile de festival. Sunt mulțumit și cu această ocazie țin să mulțumesc atât locuitorilor comunii Ponoarele, cât și președintului Consiliului Județean, care a fost mereu alături de noi, fizic, moral și financiar. Mulțumesc organizatorilor. Mulțumesc tuturor sponsorilor care au fost în spatele nostru. În ultima seară, cea de gală și în cadrul căreia a fost desemnat câștigătorul, emoțiile au fost la cote maxime pentru toți concurenții, însă doar unul a ieșit câștigător și a plecat acasă cu mult râvnitul trofeu. Trofeul festivalului Ponoare Ponoare a 17-a ediție a ajuns tocmai la Sălaj, la Flavia, care ne-a spus emoționată că este primul trofeu din cariera sa și că acest festival reprezintă o rampă de lansare pentru ea. Bună seara încă o dată! Nivelul acestui festival crește de la an la an.
și crește nu numai ca urmare a faptului că anul acesta am avut un număr destul de mare de concurenți, 22, crește și pentru că sunt din ce în ce mai pregătiți. Am urmărit cu atenție aseară recitalurile. Felicitări concurenților și celor care nu au obținut premii și celor care sunt pe această scenă și vă așteptăm să reveniți și la anul. Trofeul îi este acordat Flaviei Maria Sabo. Cum te simți pentru că ai câștigat acest festival important? Foarte emoționată, este primul meu trofeu. N-am cuvinte, vreau să mulțumesc juriului pentru încrederea acordată, părinților mei pentru susținere, profesoarei mele, Cornelia Neaga, pentru îndrumare și, nu în ultimul rând, publicului și domnului primar și tuturor organizatorilor. Este pentru prima dată când particip la acest festival? Da, prima dată. Din ce zonă vii tu? Din Sălaj și reprezint zona Barcăul. Atât de departe și ai dorit să particip la acest festival? Da, așa mi-am propus ca vara asta să merg la cât mai multe festivaluri și să obțin premii și dacă nu obțin premii să îmi fac prietenii, experiență și să mă vadă un juriu, să mă fac cunoscută. Te-ai pregătit mult? Da, da. Necesită muncă multă, dacă îți dorești. Totodată consider că, iată, câștigarea acestui festival reprezintă o rampă de lansare pentru tine? Da, Doamne ajută să fie așa, cred că este. Mă bucur nespus de mult. Înțeleg că emoțiile sunt la cote maxime. Da, așa este. Participanții la festival au fost emoționați și au plecat acasă cu experiența unui festival de renume. În primul rând vreau să-mi spui dacă este pentru prima dată când particip. Da, este pentru prima dată când vin aici. Ce zonă vii tu? Eu vin din Comuna Sâncel, județul Alba și reprezint Valea Târnavelor. Cât te-ai pregătit pentru acest festival important? Eu sunt într-o continuă pregătire și anul acesta chiar am început în forță cu festivalurile și am depus foarte mult efort și foarte multă muncă și iată că rezultatele mi-au dat roade. Ce vrei să faci pe viitor? Vrei să ai o carieră, să înțeleg, în acest domeniu? Cu siguranță vreau să continui cu cântecul popular, cu tot ceea ce ține de folclor, dar m-aș orienta spre medicină, cam așa e planul meu de viitor. Înțeleg că muzica este un hobby, să spun. Este un hobby, dar cu siguranță o să iau foarte în serios acest hobby. Ai pe cineva din lumea muzicii populare ca un idol, să spun așa, pentru tine? Încerc să iau câte ceva de la fiecare. Pentru mine toată lumea este un exemplu și am o recunoștință și un respect enorm față de toți artiștii din muzica populară. Vei mai participa și la anul la acest festival? Cu siguranță, pentru că m-am simțit foarte bine aici, la Pănoare. Evenimentul a început cu parada Portului Popular, la care au participat copii și tineri din toate comunele din zona Podului lui Dumnezeu și a luat sfârșit cu festivitatea de premiere. Astfel de evenimente nu ar fi fost posibile fără implicarea primarului Georgică Pătrașcu, care a promovat mereu tradițiile din zona de nord a județului Mehedinți. În strânsă colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a susținut și va susține mereu atât talentul cât și promovarea zonelor din frumosul nostru județ.